Într-o zi, cum știți cum spune, navigând pe internet, am dat peste o postare unde mai multe persoane, adică erau făcuți screenshot-uri, unde mai multe persoane scriau la nou, fel de fel de cuvinte dulci, așa să spunem. Întrebări, cuvinte dulci. La care Ano a făcut screenshot și le răspundea înapoi, nu cu aceeași monedă, dar spunem triplu. Le răspunde triplu. Și încă plus la asta cea mai interesant era că, ca când nici nu înțelegi, dar de unde așa întrebări. Ok. Eu personajul dat îl cunosc, specia dată o cunosc, am fost vecini și hotărât, băi, ok, dă-și să-i spun, adică deși oamenii îi scriu așa, da? În scurt, i-am spus, vă spun cuvânt în cuvânt, i-am spus, după cum postez, așa și oamenii îți scriu. La care, anu, au hotărât ca să nu îmi scrie personal, dar au făcut screenshot la postarea mea, m-au postat, m-au pus la story pe mine și la care tot, fel de fel de cuvinte, unul mai dulce ca altul. Ok. Eu n-am văzut, automat n-am văzut, deodată n-am văzut postarea dată. Mi-au venit mesaje în care persoanele mă întrebau, dar cu ce ocazie, adică amfibia asta îți scrie așa ceva? Zic, ok. Îi scriu înapoi. Poți să scoți omul din sat, dar satul din om nu-i să-l scoți. După care, anul îmi scrie. Iar, fel de fel de chestii, dar anume și ne-a plăcut nici cea mai tare că, după cum vorbește în limba rusă, ne-a spus, кто ты такой? Слушай еще раз сюда, смотри, на таких, как ты, и еще там разных недоделанных детей, я зарабатываю деньги. Ты знаешь, что такое Инстаграм вообще? Или твое развитие осталось только в боксе? Бля, так смешно, все, отвали и живи дальше своих интересов, и не лезь ко мне, блядь, кто ты? Окей, кто я такой? La care a fost tare amuzant pentru mine, adică m-a râs, Doamne ferește, adică și așa specie să-mi spui mie, кто ты такой, da? Ok. Și eu i-am zis, adică eu foarte destul de bine știu istorioara, de unde vine, de unde provine, și cu viața ei, toată istoria asta eu știu. În fine, nu e despre asta istoria dată. La care eu i-am spus, tu cum, adică, кто ты такой, adică destul de bine mă știi, am fost vecini și chestii de genul dat. La care, specia dată, o hotărât să scrie diferite cuvinte încă mai dulce decât scrie la persoanele precedente care cu postările. Блядь, ты думаешь, я не могу найти твою семью или что ты мне угрожаешь, что ты, блядь, кто такой, а? Если я захочу, я найду и твою сестру, и твоего, не знаю, блядь, кто у тебя там, хуй его знает, откуда ты и кто ты вообще, забыла про твое существование. Найду, где ты живешь, и подожгу нахуй твой дом, если будешь мне такую хуйню, блядь, писать. Ой, бля, ну хорошо, чмошник недоделанный, ебало нахуй на ноль. Прежде чем кому-то что-то писать, думай свой. Окей, după asta s-a început amenințări, adică a început chiar să mă postez, adică m-a postat la dânsa de pagină și niște cuvinte, oricum tot asta să fie, voi să vedeți. Бля, ты настолько конченый, что реально выкладываешь это, и мне так это нравится. Мне нравится, что выкладываешь это все, о боже. Ты понимаешь, у меня, короче, подписки сейчас растут. Это охуенно, знаешь? Я не думала, что это так будет, типа, черный пиар. Бля, выложи это. Давай, малышка, давай. Пидорасина, блядь. După asta, ok, eu am încercat, i-am mai scris, adică și cu tătul, n-ai ce faci acum. Îmi veneau mesaje de la persoane, de la cunoscuți, adică și cu, să nu-i spun cuvânt, și cu anul ăsta, și și-o pierdut, și doarme, și cu viața ei. După asta, persoanele care au hotărât să scrii personal, adică, fată dragă, tu și cu viața ta, sau cum să-i spun, și-ai pățit. Mai scurt, au început să-i atași și persoanele date.
După care, normal, noi n-am mai rezistat și am publicat și noi, adică am publicat tot adevărul care a fost, cum a fost. Маленькие крысята схинчешт. Когда-нибудь я до вас всех доберусь. А пока что я иду отдыхать. Жизнь прекрасна. Урма лакари ем скрии, им скрии нового, ла тоц, адика, персоан даде. Ин казу даты, май мульти у персоану Светлана, адика, е май мульти импликат ин казу дат. Адика, е он ще пусо s-o șantajeze persoana dată, s-o amenințe că să-i dea foc la casă, că nu știu ce să facă acolo, că să-i găsească familia, că știe unde trăiește, unde învață copilul. Просто знай одно, что я знаю почти все про тебя, про твою сестру, про твоего ребенка. Очень много информации я сейчас узнала, и это еще не все. Посмотрим, что еще я узнаю про тебя до вечера. Если надо, я узнаю, где ты живешь, куда твой ребенок ходит в садик и с кем ты ебешься. Я все узнаю, малышка. Бля, жди гостей. Бля, когда, сука, ты останешься без дома и будешь жить на улице, как ебаная мразота, тогда посмотрим, кто будет ржать. Нищебродка, блядь, псина подзаборная живет в хенчештах. Сука ебаная, я реально найду тебя и разобью твое ебало. Проститутка. Жди, жди, жди. Ай, блядь. Тебе, наверное, слишком хорошо жилось, да, чмошница ебаная? Это нищебродка тупорода. Просто уничтожь тебя, мразь. Ай-яй-яй. Проститутка. Жди, жди, жди. Ай, блядь. Тебе, наверное, слишком хорошо жилось, да, чмошница ебаная? Это нищебродка тупорода. Просто уничтожь тебя, мразь. Ай-яй-яй. Посмотри, что ты сейчас будешь пиздеть, и потом. Мразота ебаная, нищебродка тупорылая, блядь. Псина таких, как ты, просто нахуй ебала в кровь. Мразь. Блять, мразотина такая, смотри, чтобы тебя вечером никто не споймал и ебало тебе нахуй не разъебал. Следи за своим, блять, словарным запасом, сука тупая. Блять, просто ходи и бойся, я тебе повторяю. За такие слова ты можешь ответить и получить, реально. И не от меня, а от других людей. Еще раз тебе повторяю, ходи и бойся, мразь. Когда будешь ходить по городу, оборачивайся. Ок. Блять. Ай-яй-яй. Ты еще, походу, не поняла. Ты мразота. Я тебя не пугаю, просто предупреждаю. Ходи и бойся. Оборачивайся по сторонам, по городу. Кто идет сзади, кто спереди. Блять, ебало нахуй разобью тебя. Может, не я, может, это другой. Просто предупреждаю тебя. Блять, какая тебя стрёмная ебала. Мне тебя жалко, блять, пидораска ты тупорылая, блять, стрёмная овца. Просто уничтожь тебя, мразь. Ай-яй-яй. Посмотри, что ты сейчас будешь пиздеть, и потом. Мразота ебаная, нищебродка тупорылая, блять. Псина таких, как ты, просто нахуй ебала в кровь. Мразь. Блять, это еще начало, ты, сука, пожалеешь. И это еще цветочки, это так, хуйня. Короче, чмошница, последний раз тебе повторяю. Приезжай в Кишинев. Если нет, ну, я все равно, как-то у меня будет свободное время, я приеду в Кишинев. Посмотрим. Найду, где ты живешь. Познакомлюсь с твоей девочкой, с своими родственниками. Ничего плохого, просто. Просто познакомимся. Надеюсь, ты не против. А еще просто ходи, оборачивайся. Просто не пугаю, предупреждаю. Ничего личного. Давай, давай, малышка. Удачи тебе в видеочате. Надеюсь, ты заработаешь на такси до Кишинева в один день. Все, давай, давай, не скучай, малышка. Если надо, я узнаю, где ты живешь, куда твой ребенок ходит в сад. Шкесли, дженза.
Adică voi ca să înțelegeți, adică trebuie să și într-adevăr, nu știu, eu înțeleg că mintea, adică substanța cenușie la persoana dată nu e mai mare decât un grăunte, dar oricum. Noi am hotărât să facem frumos, adică eu personal sunt educat și nu pot să-mi permit ca să pun mâna pe chiar și pe așa specii, nu pun eu mâna, nu pot să fac așa ceva, am hotărât să o dăm pe mâna legii, da? De unde noi am înțeles că risc doar numai la o amendă, ok, dar amenda aceea, adică pe noi nu ne încălzește, de fapt, cu toate că noi ne-am gândit, dă și să facem în cazul dat, dacă totuși ar fi o amendă, lasă amenda dată să ducă la o casă de copii, dar pus banii care să fie achitați, ar trebui să se achite. Numai că, că n-am auzit cât trebuie să achite, m-a umflat râsul de 20.000 de ori, trebuie să achite maximum 600 de lei. 600 de lei, vă dați seama, pentru ce și ați auzit voi amuși, a să fie publicat, pentru cuvintele, pentru amenințările și toate chestiile genul dat, trebuie să achite 600 de lei. Asta e, eu nu înțeleg cine a pus suma asta, dar e, cum, știți cum este vorba, de râsul moniței. Și noi am întrebat, ok, dar dacă rupim vă două, cum s-ar spune, floașe, și-a să fie 750 lei. Ok, și mai bine, adică vă dați seama cum se hotărăște întrebarea. Voi personal singuri să vedeți postările, o să fie publicat mesaje, o să fie publicat nu știu, probabil mesaje vocale și mesaje înscris, poze și toate chestii de genul dat, ca voi scopul la mesajul dat a fost ca voi să înțelegeți că și fel de nu știu, și fel de specii de, nu știu, patrupede, de Dimorphosaurus, nici nu știu cum să-i numesc, avem noi în Moldova, nu numai Moldova, dar în cazul dat vorbim de Moldova, da? Care, nu știu, știți cum este o vorbă, rușii spun, e zgrează v knează, da? Adică îi pare că e mare prințesă, dar de fapt nu e nimic, adică n-are valoare, da? Eu aș scopul ăsta care, că în cazul ăsta a fost încă o persoană, da, o minoră care a început să iei apărare, adică la specia asta, da, a început să o apere. Păi oameni buni, asta nu e normal, eu vreau de atâta fac chestia asta, adică postez și vreau să arăt lumii că eu nu ne pierd nici timpul de fapt cu așa ceva, da, adică nu-mi pun eu mintea cu aceștia care n-au minte. Numai că asta nu se poate lăsat așa. În primul rând, eu aș vrea ca oamenii, părinții, să vadă că uitați-vă și unde se uită copiii, la și se uită copiii ăsta, eu nu pot înțelege, la și se vezi acolo, și fel de exemplu poți să iei la așa ceva. Asta e una. A doua, chiar și aceiași copii, că mulți copii care, nu știu, n-au ocupație, înțelegeți, se uită. Și pentru dânsii așa ceva, adică e exemplu, asta nu e exemplu, ei copii, treziți-vă, asta nu e exemplu, luați-vă, duceți-vă și citiți o carte ca să ajungeți ca și dânsa. Vă spun eu, ca să ascultați și să vedeți, voi tot așa vreți să fiți, eu nu cred. Aș vrea ca și organele să aibă grijă, așa ceva nu se poate. Înainte, eu țin minte cum era măcare lucru în folos statului, E că noi am avut de gând, adică să o punem să facă lucru în folos statului, că nu ne interesează pe nimeni amenzele, chestii genul dat, că e încă singur o postat, dacă și-a să-mi facă nici poliția, să plătesc acolo amendă, două și atât. Înțelegeți? Adică de-amă și chiar ăștia cu mintea, cât o îngrăunte, de-amă început a înțelege că poliția n-a să le facă nică, de atâta ei și reacționează, așa își fac toate chestiile astea, înțelegeți? Așa că eu aș vrea ca să vă apucați de treabă, ca să, nu știu, să întoarceți înapoi legile cele care au fost posibil. În alt rând, aș vrea să vă spun că nu trebuie să vă temeți de așa ceva, de așa specii. Deloc nu trebuie să vă temeți. Ele nu mă vorghesc ca să dau foc la casă, că nu știu ce să fac acolo. Să mai fac ele nimic. Nu trebuie să vă temeți. Trebuie să știți tot timpul pentru dreptate. Și credeți-mă că tot să fie pus la punct. Mucare, dacă noi am văzut că poliția nu poate să facă nimic, aceea nu poate să facă nimic,
Asta e făcut, pentru că oricum cazul ăsta n-a rămân așa, omenirea trebuie să vadă, tot planeta trebuie să vadă și fel de specii de care voi trebuie să vă feriți, da? Adică să vă feriți, dar nu că să vă lăsați călcați, dar să înconjurați. Dar copiii și toți oamenii care urmăresc specia dată, eu sincer nu vă pot înțelege, și cătați vă cul, și vedeți voi bună cul. Băi, oameni buni, dacă să faci 100 de operații la stătocul ăsta, e normal, eu nu vă înțeleg, serios. Adică voi trebuie să vă gândiți și cu voi. Și sunteți frumoși așa cum sunteți, nu trebuie să faci schimbări, asta e una. Și da, exemplu, la și exemplu. Duceți-o spălați-o așa să vedeți ce exemplu ați vedeți voi acolo. Credeți-mi că nici în filme horror așa ceva n-ați să vedeți. Așa că eu sper că oamenii se prindă la minte, să uite și n-ați iei exemplu de așa ceva.